Eu rămân același oponent, rămân același om care își asumă tot și, vă spun, că urmau 4 ani de lupte crece. Au majoritatea în CLM și în CJ, respectă alegerea brăilenilor, atât au considerat dumneavoastră cum merităm la acest moment, trebuie în următorii 4 ani să muncim mult mai mult. Și, repet, spre supărarea unora care aștepta să mă gâtă, nu se va întâmpla treaba asta, voi continua în partid, voi continua să conduc frâiile acestui partid și vă promit că din 20 de curare, în 2028, probabil voi face 25 sau 30. Pentru că eu vin cu rezultate clare. Iar vedeți-mă o hartă să vă arăt. Dacă vedeți cum arăta județul Brăila în 2020, când am curat o organizație, era o mare roșie. Mai apărea un pic USR, o comună și 13 comune PNR, plus o comună PNP. Dacă ne uităm astăzi, Partidul Național Liberal are un număr apropiat de Partidul Social Democrat. Noi avem 20 de primari, până la 24. Cred că n-am putut să răstorn la, cum să spunem, limbaj popular, căruța, cum îmi doream, din primul scrutin de alegeri. Urmează 4 ani foarte grei, urmează 4 ani de reconstrucție, urmează 4 ani în care eu voi încerca să fac lucrurile mai bune. Am pe județ deja 20 de primari unde lucrurile se vor vedea și proiectele pe care le vor implementa primarii Partidului Național Liberal vor arăta și comunelor limitrofe că urmează și în comuna dumneavoastră să facă schimbarea cu primari din partea Partidului Național Liberal. Urmează pe municipiu să am o implicare eu personal mult mai mare. Probabil pe municipiu ne găsim nimic. Mi-am dorit să organizez județul. Am organizat județul, pe municipiul lucrurile nu au fost așa cum trebuie. Ne asumăm și treaba asta, facem o analiză, vedem cine rămâne, cine nu rămâne, cine trebuie să răspundă pentru aceste rezultate, dar vă spun, măsurile pe care mă gândesc le iau, nu o să le spun decât după acea ședință. Mi se pare de bun simț ca lucrurile să ne desfășurăm în familie. Nu pot spune decât că vom sta cu ochii pe administrația locală și vom veni cu proiecte în Consiliul Județean și Consiliul Municipal pentru Brăilene. Dacă Brăilene așa au decis, nu avem ce să spunem, trebuie să le spunem. Întotdeauna oamenii au dreptate. Probabil au fost și greșeli în modul în care am comunicat noi, probabil s-au făcut greșeli și se vor mai face, că nimeni nu este perfect, dar vă spun că această luptă abia a început, nu s-a terminat. Cu siguranță, în 2028, vom avea un rezultat foarte bun. Marea noastră dezamăgire a fost votul politic după municipiu. Respectăm decizia brăilenilor și vrem să le arătăm că următorii 4 ani zile suntem o perspectivă mult mai bună decât votul pe care ne-l-au acordat dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc oamenilor care au fost în stradă, oamenilor care ne-au susținut zilnic. Am avut membri de partid care timp de 60 de zile au fost zi de zi în stradă. Am avut membri de partid pe care eu îi consider o parte din mine și din organizația pe care o reprezint, oameni care au venit și au muncit pe nevol în folosul partidului și în crezul nostru că putem schimba ceva în municipiul și județul ăla. Urmează încă 4 ani cu administrația PSD la butoane, 4 ani în care ne vom chinui să scoatem în față proiectele pe care le avem și nu voi schimba atitudinea nici vis-a-vis de lucrurile pe care le fac cei din PSD. O să vedeți ce urmează. Pregătiți-vă pentru taxe mai mari, pregătiți-vă pentru lucruri mizerabile făcute de administrația PSD. Ei cred că dacă am învins, am pierdut o luptă, dar n-am pierdut un război. Cu siguranță ne vedem peste 4 ani. Mult mai bine pregătiți, mult mai aplicați. Pentru că din lipsa de experiență, probabil a fost un chei rup. Am crezut în anumiți oameni care mi-au demonstrat că nu merită și pe județ în 6-7 organizații care nu au dat rezultatul scontat. Acolo se vor face analize, se vor schimba candidații pentru 2028. Vreau să felicit primarii care au câștigat pentru prima oară sub steagul Partidului Național Liberal și aici mă gândesc la domnul primar de la Galbenu, doamna primar de la Romanu, doamna primar de la Fizilu, cu toată opoziția Partidului Social Democrat au reușit să câștige, domnul primar de la Bertești și-a recâștigat un mandat, domnul primar de la Tichilești, avem și noi comune, sub steag galben, pe lângă Galbenul, Racovița, Romanul și Viziru, care au fost în 2020
știți, în cealaltă echipă, în echipa Partidului Social Democrat. Acum au candidat din partea Partidului Național Liberal. Prietenul meu, Costi Căpoja, a pierdut alegerile. Îmi pare foarte rău pentru el, nu am ce să spun. Dar cu siguranță vom face echipă și vom încerca să reconstruim organizația la acest an. Eu rămân alături de oamenii mei și când pierd și când câștigă, pentru că nu am cum să rămân de om care a venit cu un crez foarte bine stabilit că putem schimba ceva în județul lui. Costi că e singurul dintre cei 5 primari care a pierdut alegerile de la unul de la alte partide, de la PSD și la PMP, în echipa Partidului Național Liberal. Am pierdut și noi câteva comune, am pierdut Cazasul care s-a aflat sub steag galben, pentru că doamna primar nu a mai dorit să mai candideze, a candidat domnul viceprimar, domnul Reilu, un tânăr din perspectivă. Construcția la Cazasul nu se oprește la acest moment. Vom continua să facem ceea ce trebuie să facem și lucruri mai serioase și mai aplicate ca să putem să recuperăm comuna în 2028. Am pierdut comuna Sarcea Tudor, care a fost probabil o greșeală și din partea domnului primar că a spus că nu mai candidează apoi aplica la aur. Au fructificat cei de la PSD, voturile s-au împărțit pentru că candidatul nostru și candidatul de la aur sunt verzi primari, voturile s-au împărțit și cel de la PSD a reușit să câștige 100 și ceva de voturi în fața candidatului de aur și 150 în fața candidatului nostru. Astea au fost marile dezamăgiri din județ. Nu pot spune că prietenii mei, Marius Stancu la Dudești, a reușit după 31 de ani de la Revoluție, pentru prima oară acea comună să fie condusă de un primar din partea Partidului Național Liberal. La Rușior, Nicu Crețu a reușit pentru prima oară să fie un primar din partea Partidului Național Liberal. Și în ultimul rând, Vali Mangiulea, care a fost consecvent, la fel ca și domnul primar Bănică, care a câștigat a patra oară când a candidat. A patra oară a fost un succes, ne-am implicat și am reușit să câștigăm. Rezultate extraordinare s-au obținut în comuna Sudila Greci, 82%, Sudila Greci, Sudila Greiseanca, 82-83%, Ulm, 83%, Mircea Vodă, 65%, Cireșul, 97%, nu știu unde am mai vorbit, de la Gradiș, am câștigat tradițional cu 90%, la Berteș, 65%, la Gropene, aproape 60%, la Tichile, 65%, adică rezultatele primăriile pe care noi le conducem astăzi sunt rezultate consolidate, sunt rezultate care ne vor da speranță că nu vom pierde primari. Am pierdut doi primari și am câștigat din cei 13 care am început și am câștigat, în schimb, 9 primării noi, 9 primării care s-au aflat sub steag galben în 2020. Am pierdut doi, am câștigat doi. Cred că paritatea e una bună pentru Partidul Național Liberal. La Mărașul ce s-a întâmplat? La Mărașul ce s-a întâmplat? Am pierdut alegerile. Mărașul este una de organizații care vei face o analiză foarte serioasă. Au fost organizații foarte bune, unde noi luam circa 100 de voturi. Vedeți la Mădălina, la Mădălina, am reușit să luăm 700 și ceva de voturi, un rezultat bun, pot spune, dar aveam așteptări mai mari, mă așteptam că Mădălina să câștige. La Traian Sat am pierdut la 67 de voturi, dar încă să numărăm voturile. Și acum, la momentul ăsta, noi acolo avem organizații care au undeva la 5%. Unde mai am avut organizații? La Stâncuța. Am schimbat candidatul și am avut anumite discuții cu unii din care erau plecați din partea spus că am stricat coloana partidului, că am schimbat un om de 65 de ani cu un tânăr de 30 de ani în vârsta mea și că aveam experiență. Acolo am pierdut la 56 de voturi, iar marele candidat pe care ei susțineau că a luat 700 de voturi în 2020, am luat la 68 de voturi. Au fost și lucruri în care am avut dreptate și flerul meu și modul în care am gândit au fost lucruri constructive. Vreau să vă spun că nu sunt foarte mulțumit de aceste alegeri, dar pe partea de județ sunt foarte mulțumit. Partidul Național Liberal, de la Revoluție până acum, nu a avut niciodată 20 de primari. Iar acest lucru s-a întâmplat sub conducerea mea.